Constantin Gâlcă a evoluat pe post de închizător la Steaua și la echipa națională. În Ghencea a ajuns după câte două sezoane petrecute la Național și la Argeș. Elegant, cu spirit de anticipație dezvoltat și precis în intervenții, Gâlcă a asigurat echilibrul în linia mediană a roșalbaștrilor într-o perioadă în care participarea în grupele Ligii Campionilor era ceva normal. Costelinio de 5 stele titrau ziarele după Steaua Brașov 5-0, în care toate golurile fuseseră marcate de către Gâlcă. Era un excelent executant al loviturilor libere, trăgând plasat exact unde nu ajungea portarul. A înscris de 4 ori pentru Națională în 68 de selecții. A jucat la toate turneele finale de mondiale și europene din perioada 1994-2000. Ca antrenor a reușit tripla pe banca tehnică a Stelei, cucerind campionatul, cupa și supercupa României.